Astăzi ne aflăm în capitala Austriei, Viena, și vrem să intrăm în primul McDonald's ca să investigăm cum sunt produsele de aici față de cele din România. Ne vom uita la preț, ingrediente și gust, dar până atunci, hai să vedem cum e designul restaurantului. Restaurantul în mare parte arată foarte asemănător cu ce găsești la noi, cu câteva diferențe pe care le apreciez. Bucătăria este deschisă și poți vedea cum se face mâncarea în fața ta și au aceste scaune fancy care sunt super comode. Comandatul se face numai la aparate și am luat la investigat cel mai scump burger, cel mai ieftin burger, clasicul Big Mac, ca să-l putem compara plăcinta cu mere și cartofi. Avem aici produsele și acum hai să vedem cum le ambalează ei. Primul avem aici wrap-ul, care este cu pui și sos de muștar cu miere. Ok, ambalajul e cred că similar cu wrap-ul de la noi. Trage așa frumușel. Ta-da! Arată foarte bine împachetat și ingredientele se văd foarte bine deasupra. Mai departe avem clasicul Big Mac, care vine într-o cutie mai drăguță decât la noi în țară. Dacă nu mă înșel, la noi în țară e cu alb și roșu. Chiar aici avem chiar o imagine cu burger. Hai să vedem cum arată. Wow! La prima impresie au pus foarte multă salată, mai multă decât la noi. O să vedem dacă e mai bună carne și cum sunt sosurile. Acum avem cel mai ieftin burger de la ei și anume New York Junior. O chestie foarte interesantă, noi avem sandvișuri ieftine. McPuișorul la noi e 4,50 lei, iar aici cel mai ieftin burger e în jur de 10 lei. Hai să vedem cum arată. Are o pâine destul de pufoasă. O să vedem cât de gustos este. Avem aici plăcinta. Mi se pare un pic mai mică plăcinta față de cea de la noi, dar are imagini foarte drăguțe pe ambalaj. Asta e porția lor mică de cartofi prăjiți. Mi se pare destul de consistentă. O să cântărim să vedem câte grame are, dar mi se pare destul de mult. Aici avem burgerul lor premium. Este mult mai greu și are dublu cărniță. O să aflăm cum se compară față de variantele noastre premium, iar pentru restul produselor, dacă folosesc ingrediente mai de calitate. Toate produsele au costat 16,40 €, adică 81 de lei. Și acum începem cu cel mai ieftin, New York Junior, iar primul pas o să-l cântărim cu cântăriciul austriac. Nu vreau să vezi asta, dar a trebuit să facem rost de un cântar. Asta am găsit. Este un cântar foarte special, are o tehnologie nemai văzută. Este mecanic. Exact. Hai să-l cântărim. Are 125 de grame, iar ei ne-au promis 139 de grame. Diferența e destul de mare față de ce ne-au promis, dar acum hai să vedem ce conține. Avem sos de maioneză, salată, o felie super minusculă de roșie, o bucată de cheddar și o bucată de cărniță. Pare să fie un cheeseburger cu salată și roșie în loc de castraveți murați, așa că sunt super curioasă să văd cum se îmbină aromele. Norocel! Chifla are o textură foarte interesantă, e ușor pufoasă, dar densă în același timp și ușor dulceagă. În ceea ce privește salata, e super proaspătă, însă avem doar o felie de roșie și nu se simte în tot burgerașul. Brânza e clasică, seamănă foarte mult cu cea de la noi. Carnea mi se pare condimentată ușor diferit, se simte o aromă mult mai intensă de piper și parcă e și un pic mai suculent. Burgerul ăsta costă de 2 ori și ceva mai mult față de cheeseburgerul de la noi, dar diferența asta se vede în calitatea produselor. Trecem la wrap, iar apoi avem Big Mac-ul, burgerul premium și plăcinta. Asta ar trebui să aibă 266 de grame și acum hai să vedem. Ar trebui să o scot din cutie ca să fie fair. Wow! Uite cât de bine au împachetat-o. O să o desfacem imediat după să vedem și ingredientele. Are 215 grame și a costat 4,50 €. Până acum am primit numai mai puține grame decât ne-au promis pe site. O să-l dezbrac pentru tine și avem o bucățică destul de mare de pui. Uite cât de mult sos de muștar cu miere, care miroase extrem de bine încă de aici. Salată, roșii și uite cât de bine arată baconul. Super crocant și bine rumenit. Sunt foarte impresionată și acum hai să vedem cum se îmbină aromele și care-i treaba cu sosul de muștar cu miere. Norocel! Sosul acesta cu muștar și miere este vedeta rap-ului, dar nici carnea nu se lasă mai prejos, este foarte bine condimentată. Din nou se simte piperul, cred că austriecilor le place o carne mai condimentată cu piper. Sosul are o aromă foarte plăcută de muștar, ușor dulceagă și chiar se simte gustul de miere. În ceea ce privește salata, super proaspătă, uite cât de crunchy e, stai să-ți arăt. Foarte proaspătă. Iar baconul, bine gătit, rumenit și super crispy. Nu e un bacon din ăla
bleg. Față de rap-ul de la noi, mi se pare că are niște arome un pic mai complexe, așa că o să-i dau nota 9. Oh my god, ne apropiem de cel scump, dar până atunci, hai să încercăm clasicul Big Mac, iubirea noastră. Hai să cântărim clasicul Big Mac, care ar trebui să aibă 219 grame. Să vedem adevărul. Are puțin sub 200 de grame. La noi Big Mac-ul costă 10,60 lei, iar acesta costă 3,90 euro, adică aproximativ 19 lei. Mi se pare foarte mare diferența. Hai să vedem dacă se reflectă diferența și în gust. Bloopy? Diferența majoră pe care am sesizat-o din prima a fost la nivelul pâinii. Aceasta e super, super pufoasă. Are foarte multe semințe de susan pe deasupra și mi se pare un pic mai gustoasă. Cred că pun un pic mai mult zahăr decât la noi, care se combină foarte bine cu restul ingredientelor. Textura e divină. E ca un norișor. Uite, plup! În ceea ce privește sosul, mi se pare foarte asemănător cu cel de la noi, poate un pic mai intens aroma de ketchup. Ajung și la carne, dar până acolo, cantitatea de salată mi se pare mult mai mare față de ce primim noi și e și mai proaspătă, chiar crocantă. La capitolul cărniță și iau chifteluțele destul de subțiri, adică sunt foarte asemănătoare ca grosime cu cele de la noi. Carne e destul de asemănătoare, dar se simte o aromă mult mai intensă de piper. Cred că ei iubesc piperul. Ce notă îi dai față de burgerul nostru? Al nostru mi se pare un pic mai uscat, are mai puțin sos decât acesta și pâinea nu e la fel de gustoasă. Mi se pare destul de complicat pentru că e aproape dublu decât cel de la noi, dar nu știu dacă e neapărat dublu mai bun. O să-i dau nota 8,5. Dacă tot suntem aici, o să încerc repejor și cartofii, iar apoi încheiem grandios cu plăcințica cu mere și burgerul premium Marele Lup. O să investigăm cât de mare este așa numitul Marele Lup, având în vedere că până acum am primit mai puțin decât ne-au promis. Lacrimă, lacrimă, lacrimă. O să dreg supărarea cu niște cartofiori. Ca și dimensiune, sunt exact ca cei de la noi, mai subțiri. Bloopy? Mi se par un pic mai nesărați decât cei de la noi, dar în rest sunt destul de identici. Și acum trecem la plăcintă, de care am auzit că e foarte diferită față de ce avem noi în țară. Continuăm cu plăcințica cu mere și acum hai să vedem câte grame are. Are 70 de grame, iar ea ar fi trebuit să cântărească 84. A costat 1,30 euro, aproximativ cam ca la noi. Și acum hai să vedem ce fac diferit cu plăcințica asta. A avut dreptate, chiar e diferită față de cea de la noi, însă voi începe cu relele. Are destul de puține bucățele de mere prin interior. Cred că aș putea să le număr pe degete dacă vreau, dar partea bună este scorțișoara, care se simte în fiecare înghițitură și se vede chiar și în interior cât de multă scorțișoară au pus. Completează foarte bine aroma mărului. Cum e față de plăcintele noastre? Aici se pune mai mult accent pe scorțișoară și mai puțin pe zahăr. Aceasta nu e o plăcintă super dulce ca la noi. Dar pentru că are puține mere, o să-i dau nota 7,5. Acum trecem la cel mai scump și cel mai premium burger de la Mac și hai să vedem cu ce e special. Ar trebui să primim 390 de grame. Hai să vedem dacă e așa. Mi se pare cel mai greu de până acum, asta e adevărat, dar nu cred că are 390 de grame. Are cam 355 de grame, a costat 5,40 euro, adică undeva la 27 de lei. E un pic mai scump față de burgerii premium de la noi, care sunt în jur de 21-23 de lei, dar hai să vedem ce are special. Uite-te, castraveții sunt chiar crocanți. Oh, da, chiar arată foarte bine castraveții. Hai să deschidem să vedem și restul. Oh, e foarte suculent. Wow! Ok, avem o cantitate uriașă de maioneză, două felii de roșii care, uite cum sunt puse așa în față să arate bine, dar în spate nu mai avem nicio roșie, pentru că cine se uită în spatele burgerului? De fapt, știi ce? Nu doar roșiile sunt în față, ci salata e pusă în față, uite. Dacă îl filmez așa arată bine, dar dacă îl pun invers, e gol. Oh. Da, e făcut să arate bine doar din poziția asta, atât, tot în față. Sau poate așa nimerit angajatul și suntem noi poate prea conspiraționiști. Da, da, trebuie să iei în calcul că e cel mai scump burger de la ei. Ar trebui să fie top of the top. Bombo. Spaima la femeie. Dar s-au ținut de promisiune în ceea ce privește brânza. Uite ce bine s-a topit aici. Ce daru. Și avem și o bucată mare de mozzarella, care stai să-ți o arăt mai bine în partea asta. E destul de mare. Alt lucru pe care l-am constatat față de burgerii de mai devreme, chifteluțele din carne sunt un pic mai groase. Practic sunt cam cât un degețel de vidră. Hai să gustăm. Man, sunt un pic dezamăgită de faptul că l-au făcut să arate bine doar în față. În față? Oh. În spate. O să gustăm din față unde are cele mai multe ingrediente, deși mă sperie cantitatea asta enormă de sos. Urează-mi noroc!
Blup. Hai să începem cu începutul. Maioneza, deși e în cantitate industrială, nu mi s-a făcut rău încă de la ea, ceea ce e ok, are un gust bun. Pâinea, super bufoasă, însă pentru un burger premium, mi se pare că are cam multe goluri de susan. Uite, aici e gol, aici e gol și aici e gol. Parcă pâinea de mai devreme de la Big Mac avea mai mult susan decât asta. În ceea ce privește legumele, castraveții sunt super crocanți, chiar au nimerit-o aici. Ceapa e așa dulceagă, puțin iute, dar nu cu țăle și în pe aici de cât de iute e. Iar carnea, vidrele mele, e ceva special, mult mai suculentă față de carnea din ceilalți burgeri de până acum, mult mai groasă și parcă are mai multe bucățele mai mari prin ea care îi dau așa un plus de textură, chiar simți că mănânci ceva cu greutate. Dar având în vedere că aromele sunt un pic dezechilibrate, sos aici, legume în partea asta, merită să-i luăm niște puncte. Așa că o să-i dau nota 8. Ești dulce că ai stat până la sfârșit, un like și un subscribe cu clopoțel sunt piperași de apreciate. Îți las aici două videouri care cred că ți-ar plăcea, iar noi ne vedem luni cu un nou episod din Viena. Vidră, out!